Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Bă, am zis, hai să lăsăm noi politicienii la o parte, să se sfârșească și între ei treaba lor și să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Ați văzut că am tot povestit de faptul că Transilvania, conform celor mai titrate organizații de pe planeta asta, este pentru 2016 cea mai ofertantă regiune de pe pământ și regiunea care musai trebuie vizitată. Au făcut oamenii un clasament de peste tot din lumea asta și au zis, bă, uite, credem că cea mai mare bucurie pentru un turism în 2016 este să viziteze Transilvania. Acum, sigur că s-o și umflat fasolea în mine, ficatul mic cât masa asta, dar vizitez ce? Avem cluburi în Cluj de la 5 dimineața se simți ca Zeus. Avem și 50 de kilometri de autostradă, de la Cluj la Turda, poți mai în 15 minute. Și cam atât. Pentru că și discuția de aici începe să fie zoftoșă, serioasă, dacă vreți. Noi facem ceva în afara măririi ficatului că suntem ei mai tari și ei mai buni din toată lumea. Și aici aș discuta așa. Mare, îmbatem țara, România. Bă, și vedem insulițe de identitate. Adică ce bine m-am simțit la Carei, că am văzut castelul ăla extraordinar. Ce bine m-am simțit în Vâlcea, că am văzut două cule din 100. Două cule erau făcute, cule oltenești, foarte fain. Ce bine m-am simțit în Bucovina, că am văzut două, trei chestii. Și ăsta e baiul, că noi avem numai insulițe de identitate, nu avem un traseu turistic, dacă vrei, sau cultural, mai bine zis, în țara asta, în care să ne simțim foarte bine cu propria istorie. Adică, domnule, mi-am luat copiii, mi-am luat nevasta și am tăiat-o prin țară să le arăt, uite, bă, aici ai culele oltenești, aici ai castelul nu știu care, aici... Și peste tot, exact cum e în Occident, să ai de ce să te miri, dar să te miri la modul entuziasmat și nu să te miri, tu l-ai, Doamne, ne-am spart planetară. Vorbim despre toate astea cu Cosmin Giurgiu, promotor în turism. Bine ai venit, Cosmin! Bine te-am găsit, Sabin! Omul care a făcut acel filmuleț din care am dat niște secvențe. O să-l vedeți imediat și în partea dreaptă sau stângă, habar n-am, a ecranului. Vorbim despre Transilvania, invedeta turismului mondial în 2016. Și, mai departe, schimbăm bucșe, schimbăm planetare. Mai departe scrie în carte. Noi avem ceva de făcut pe chestia asta sau stăm cu burțile la soare așteptând turiștii să ne lase 50 de euro pe bărbie? Ar fi multe de făcut. Chiar multe. În primul rând, din anii mulți pe care i-am în spate, nu-s puțin, nici vreo 8 de promovare turistică, eu personal consider că nu se face o promovare profesională la nivel național și implicit nivel mondial, așa cum ar merita Transilvania și, bineînțeles, și celelalte regiuni. Aici vedem, în partea stângă a ecranului, filmulețul tău de promovare, făcut pe banii tăi, pe energiile tale, pe tot ce ai văzut. Da, este o compilație de imagini aeriene din mai multe zone a Transilvaniei, multe dintre ele renumite și la noi și peste hotare. Vedeți Sighișoara, vedeți Bran, vedeți Grădina Zmeilor din Sălaj, un loc extraordinar, merită vizitată, recomand. Situri arheologice, Porolisum, Sarmisetul Zaregia, Ulpia Traiana și așa mai departe. Uitați, chiar vedeți acum și cheile Turzii. Dar le avem. Și atât. Nu ți se pare că stăm pe o grămadă de aur și ne doare stomacul de foame? Pe mine mă doare stomacul aproape zilnic. Uitându-mă în presă, uitându-mă la televizor și, în primul rând, uitându-mă pe teren. Deci, ce pot să fac? Singur pot să fac asta. Să arăt lumii, uitați-vă, domnule, ce avem. Nu știu cât ne mai batem joc de ce avem. Și eu consider că, la ora actuală, să cam bate joc. Și la capitol promovare, și la capitol restaurare, și așa mai departe. Avem și exemple pozitive de restaurări. Unul fascinant, chiar acum rulează imaginile, era Alba Iulia. Da, unde numai la schimbarea gărzii, aia de sâmbătă de la amiaz, au asistat în 2015 300.000 de turiști. Da. 300.000 de turiști s-au băgat în mașină,
în 2015 și a zis, copile, nevastă, hai să mergem să vedem cum se schimbă garda la cetatea Alba Iulia. Și în total a avut undeva la 700.000, zicea primarul Havă. Adică, potențial este imens. Mă uit, ai văzut acolo, am văzut acolo biserica de la Biertan. Am mers într-o duminică. Da. Nu, sâmbătă. Nu se poate vizita pentru că veniți luni. Păi, doamnă, e weekend. Nu un weekend ar trebui să fie full de turiști. Asta e o mare problemă. La mare majoritatea monumentelor, uite, Biertanul e un monument UNESCO. Deci eu, unul, ca și promotor în turism, nu concep ca un monument de calibru bisericii fortificate din Biertan să fie închis. Și eu am fost de mai multe ori și efectiv nu poți să intri. Nu poți să intri pentru că de luni până joi. Pentru că biserica evanghelică, pentru că nu știu ce. Păi ok, păi atunci pune-i gard, pune-i lacăt, e jos orice afiș, gata, nu mai. Deci nu se vizitează. Te duci și te rogi când se face slujbă, nu? Deci, avem monumente UNESCO în țara asta. Chiar ultimul intrat în UNESCO, nu știu dacă știi, e Geoparcul Dinozaurilor, Țara Hațegului. Felicitări pe această cale lui Cristi Ciobanu, administratorul geoparcului și știu că e administrat încă, nu știu exact situația, dar încă e administrat de Universitatea București, dar a intrat în UNESCO. Bun. Avem încă un sit UNESCO. Știi ce nu înțeleg? Urmările le vom vedea. Eu nu înțeleg o treabă. Ai o grămadă de locuri de vizitat. Eu n-am chef să-mi aud copiii și nevasta, tătă ziua, unde mergem la mare, mergem în Bulgaria, unde mergem la soare, mergem în Ungaria, unde mergem, nu știu unde, mergem în Italia, pentru că și aici sunt o grămadă de lucruri de văzut. Pe de altă parte, tată, vezi niște anomalii când ies peri albi. Adică nu pot vizita un castel pentru că acel castel este în subordinea Consiliului Județean. Consiliul Județean care ce domnule ne-a dat la protecția copilului și n-au bani să restaureze. Dar ce bine ne pare că se distruge pe zi ce trece. Și nu știu dacă avem pregătit în regie, îți arăt, eu am mers luna trecută la Paris. La 40-50 de kilometri de Paris, la Auvers-sur-Oise, este un palat. Arată ca orice palat, destul de comun. Numai pentru că a stat Van Gogh acolo două luni, la doctorul Grașe. Ăsta, gri, e palatul din Auvers-sur-Oise, plin de autocare, plin de turiști. Pentru, atenție, îți arată atmosfera din timpul impresioniștilor, nu are niciun tablou al vreunui impresionist. E făcut de regiunea franceză. Ăsta e în stânga, bănuiesc că e de la ăsta mai. Este de la Zau de Câmpie. Uite de cum arată ăsta de la Zau, de acolo de unde ziu. Față de ălalalt. Acolo se fac la bani, de nu mai știu ce să facă cu ei și vin turiștii de peste tot numai să vadă, să simtă atmosfera de pe timpul impresioniștilor. Ăsta e lăsat, atenție, ăsta acum 15 ani a fost restaurat de o fundație olandeză. L-au luat ăștia de la Consiliul Județean, l-au luat la protecția copilului, că a fost orfelinat și au zis, domnule, n-avem bani. Uite-te cum se duce-te în coiala, se duce absolut tot. Păi tată, față da, e frumos, de... măcar să vede că e făcut din cărămidă, nu? Este ca o aparținut lui Ugron, care a fost ambasadorul austro-ungarilor la Moscova 1917. Păi este bijuterie. Și lăsat să se dărâme. Lasă-mă să se dărâme. Cu astfel de exemple, cred că putem face un an de zile zilnic emisiune. Doamne, dar te sperie. Păi, deci ăia pot, noi nu. Sperie, pe toată lumea. Nu știu pe câți mai sperie. Pe autorități nu le sperie nimic. Eu nu înțeleg o nebunie. Ăștia la Consiliul Județean, acum să nu fiu măgar, de 3 ani de zile trimit adrese la Ministerul Culturii. Domnul, avem castelul ăsta, ce facem cu el? Niciun răspuns, măcar să zică, domnule, ungeți-l cu slăină, să-l mănânce câinii. Atunci știm o treabă. Câinii s-au săturat, noi am rămas fără istorie, ce ne interesează pe noi istorie? Bun, un castel care stă în picioare și care chiar e frumos, eu mi-am dorit să-l vizitez de câteva ori, bineînțeles, să-l și fotografiez, să-i fac un filmuleț de prezentare și mai departe să-l pun pe portalul meu. Greu. Pentru că nu ajung la el, nu știu, trebuie aprobări la Consiliul Județean, nu știu, e vorba de castelul din Răscruci. Cartierul din Răscruci, de lângă Cluj. Castelul de vânătoare al contelui Tărăchi. Nu, ăsta e la Jucu, Herghelie. Da. Vorbesc de următorul.
Da, celălalt. Până la Bonțida. Îl avem la Răscruș, pe dreapta. Frumos. Frumos castel. A fost ceva școală specială sau internat sau nu știu ce a fost acolo. Ia Consiliul Județean. Eu sper că o să facă ceva cu el. E o bijuterie. De ce crezi că nu se fac asta? Când dai exemple, ai cetatea Alba Iulia. Dă-mi dacă găsești fotografii cu castelul, din Carei, care este succesul, uite, arată da, ca pe Valea Loarei. Da, e un exemplu bun de restaurare, castelul din Carei, am fost, l-am vizitat, e frumos, deși mai are și acolo, ori mai fost mici probleme la restaurare, au căzut după un an, doi, tencuială, na. Acum, se întâmplă. Se întâmplă. Eu nu zic că nu se întâmplă, dar măcar e un castel salvat, e un castel vizitabil zilnic, e frumos, l-am filmat și eu aerian. Uite cum arată. Nu știam că o să-l dați, că aduceam imaginile cu el. Da, e un exemplu bun. Să zicem, îl încadrăm într-un exemplu bun. Eu îl compar, eu am bătut Valea Loarei, așa, mai pe jos, mai cu mașina, acum mulți ani. Eu îl compar cu Șambordul, nu? Cu castelul ăla celebru de pe Valea Loarei. Deci se poate face și la noi. Se poate face o minune și la noi. Lejer ar putea fi zona noastră, cel puțin, o mică Valea Loarei. Deci avem o grămadă de castele. 154 de castele. De conace, de reședințe nobiliare, curs nobiliare. Deci chiar avem multe. Nu știu ce se întâmplă. Eu am impresia că legea nu-i ce trebuie în domeniul ăsta. Dacă îl întreb pe un proprietar de monument, și acum revin la Jucu Herghelie, care castelul e vânătoarea lui Telechi. Eu am avut și discuții pe internet, am avut discuții și cu primăria Jucu. Inclusiv am cerut un punct de vedere oficial la USAMV, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Măcar să nu mor prost, să-și văd și eu ce se întâmplă cu castelul ăla. Ce se întâmplă? Dom'le, nu sunt bani, am încercat să-i facem o restaurare, știți că proiectul, știți... Deci ocodim. Efectiv, ocodim, anii trec. Și legea. Acum deja e căzut acoperișul, din câte știu. În 2010, când eu l-am fotografiat, deja începuseră să fure ușile, cărămidă din curtea interioară, din spate, la castelul Telechi. Deja începea să cadă țiglă. Deja acum e cam praf. Ce mai restaurăm din el? Și un castel extraordinar. Vezi, asta se întâmplă peste tot. Câte exemple să mai dau? Că nici nu vine minte că o tonă. Am un site, o știre de pe România TV, nu știu când a fost făcută. Monument istoric, jefuit de cei care ar fi trebuit să restaureze. Conacul Bolomei a ajuns o ruină și eu mă mir o chestie. Bă, pentru ăștia nu există pușcării. Deci, a fost dat la Ministerul Culturii, mereu și restaurații. Dar uite-mă că are niște schele. Păi schelele au rămas ca să nu cadă. Pentru că cine o trebuie să facă, să restaureze conacul ăsta, au luat inclusiv grinzile de susținere. Deci, efectiv, mă duc să restaurez și încep acolo. Îmi trebuie grinda aia, îmi trebuie aia. Adică, tată, ăsta este genocid cultural. Ăsta e genocid cultural. Îți mai arăt una. Eu am impresia că, efectiv, să vrea distrugerea identității pe care o avem. Nu știu, eu asta e impresia mea. Ori e totală nepăsare, deci ne interesează nepăsare. Să băgăm bani în buzunar, să furăm cât de mult se poate fura, să facem biserici și construcții din betoane, când monumentele istorice, biserici și ortodoxe, și romano-catolice, și protestante, și așa mai departe, efectiv cad, nu interesează pe nimeni nimic. Rodbav. Avem două exemple, Rodbavu și Roadeșu. Eu amândouă le-am filmat ca norocul. Am Rodbavul aerian în splendoarea lui. Acum nu mai există. Ok, îl refacem, dar nu-i mai el. Nu mai poți să refaci. Ce să refaci? Costă o grămadă de bani. Dar știi la ce mă uit? Uite, am luat Impact în Gorj. 63 de monumente istorice în paragină. Vezi acolo. După aia, TLM din Moldova. Monumente istorice uitate de autorități. Ziarul Ceahlău.ro. Paragină pentru peste clădirile de patrimoniu din Neamț. Adică, bă, totuși, undeva trebuie să se oprească. Că dacă atunci, să ne spună, domnule, noi suntem politicieni, pe noi nu ne interesează cultura, scoatem pistolul ca ăla și îl punem pe masă când auzim de cultură, nu ne interesează. Și atunci știm o treabă, bă, suntem conduși de niște tipi
care nu sunt interesați de ce înseamnă istorie. No, atunci avem două variante. Ori ținem capul într-o cutie, ori le zicem din start, bă, dacă nu aveți nevoie de istorie, n-ar fi bine să mereți naibii din ea? Să ieșiți odată din ea? Uite-te aici. Dă-le tot timpul paragină peste clădirile de patrimoniu din neamț. Mai am una, o nebunie, pe Ilfov Sport. Exclusiv din bani publici afumați, comuna afumați, trimite 21 de miliarde de lei vechi către echipa de fotbal. Comuna afumați au o echipă de fotbal în Liga 3, 21 de miliarde. În timp ce au 4 monumente, au conacul lui Contacuzino, au curtea domnească a lui Radu Afumați. Așa. Radu de la Afumați. Și zic, lasă, domnule, uite, uite cum arată. E la o firmă, am dat-o, am rezolvat-o, ne-am sălat pe mâini, să dea gol, să nu fie offside. Am da, băgat 21 de miliarde. Păi na. Ce să zic? Eu nu comentez la faza asta. Nu bine. Și bun, pe mine mă distrează un lucru. Pe Facebook toți suntem mai tari. Super tari, super mari. Vai, domnule, că nu le-i rușine, că să le fie rușine, că să distrug monumentele, că nu există, că... Ok, e foarte bine că se vorbește, dar atât rămâne. Bun. Cu siguranță văd și autoritățile ce se vorbește pe Facebook. Evident. Că mulți au conturi personale, ba, cont de instituție și așa mai departe. Dar nimeni nu face nimic. De ce? Nu știu. Eu îmi pun întrebarea asta. Chiar vrem să distrugem tot. Nu ne mai trebuie turism, nu ne mai trebuie monumente, nu ne mai trebuie nimic. E chiar e trist. Eu nici nu știu ce concluzii să trag mai exact, pentru că... Eu cred că e o nebunie făcută de niște analfabeți. Eu nu cred că este o strategie de distrugere. Eu cred că niște analfabeți. Așa cum la Ministerul Învățământului ai oameni care ajung miniștri și care habar n-au de Romulus și Remus cu Lupoica și ei zic că e Vulpoica. Tată, ăla s-a oprit la zecimea culturii generale. Fiică mea în clasa a treia și dacă o întreb, fata mea, zi-mi și mie de Remus și Romulus, o să-mi spună, da, tata, cu Lupoica, cu chestii găsiți în pădure pe malul râului Tibru și de astea alte. În clasa a treia. Și ăla e Dita mai ministrul educației și habar n-are. Deci, adică despre asta vorbim. Despre inconștiență în sistemul de selecție al ălora care trebuie să intre naibii în ministere. Nu zic nimic mai mult. Hai să nu mai vorbesc de monumente care, să zic, bă, sunt ungurești, le-au construit ungurii. Transilvania, până nu a fost în România, într-adevăr, foarte multe dintre monumente. Și ăsta e adevărul. Îți ridicate de fosta conducere, conț și așa mai departe. Nu contează, ăsta noastră. Asta noastră tuturor, că suntem români, că suntem țigani, că suntem... Nu contează ce suntem. E în mod evident. Asta noastră, asta țării astea. Un exemplu cel mai clar este Sarmise Tuza Regia, unde toți dacomanii se bat cu cărămida în tept. Bun, dacă nu exista acel ministru ungur... Kelemen Hunor, care a promis, pentru că am fost avertizați de UNESCO, fraților, faceți ceva cu cetățile, ori faceți ceva cu ele, ori vi le scoatem afară din UNESCO. Bun. A venit omul ăsta, s-a dus la Sarmise Tuza Regia, s-a întâlnit cu Vladimir Brilinski, nu Brilinski, care toată lumea știe, e 20 de ani, își mâncă nervii pe acolo și fugărește braconierii și ăia care fac tot felul de nebunii pe acolo. Nu vreau să le zic acum ce, dar inclusiv sex păsarele de andezit. E o realitate. Nu le știe, perfect. A venit omul ăsta, o zis, domnule, eu vă ajut să treceți Sarmise Tuza Regia și restul cetăților. Nu știu dacă acum chiar tot este trecute, dar Sarmise Tuza e trecută în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, e luată de la Ministerul Culturii, e dată lor, uite cum arată acum. Da, și singurul om, linși pe jos. Ca să vezi... Datorită unui om care a muncit și a luptat ca să salveze acel monument. Și este al nostru, al românilor, care ne batem cu cărămida în chep. Salvat de ministru de origine maghiară. Îi, vai de mine, e monumentul suprem, că dacii au inventat chibritul cu două capete. Datorită acelui ministru, a ajuns Sarmise Tuza Regia în subordinea Consiliului Județean
și datorită lui Nunu Brilinski, care a luptat acolo pentru monumentul ăla, și astăzi îl putem vizita frumos, e curat, îi păzit și așa mai departe. Da, dar vezi că se întâmplă tot felul de paradoxuri. Noi ne batem cu pumnul în piept, că noi suntem daci, noi suntem ăla, și urechea nu știu cum, că ești dac sau ești roman, și dă-i să meargă. Și îți vine un tip Brilinski, nu Brilinescu, îți vine un tip Kelemen Hunor, nu Hunorescu, și ce fac? Stopează porcăriile mici care se fac. Amintește-ți că vreau să facă parcare, să torne asfalt, peste da, vestigii. Știu, știu, și au fost niște românași de-ai noștri, nu au fost... Noroc a venit Kelemen Hunor și a zis, bă, ho, că vă omor. Hunor, cât de cât, vine dintr-o lume intelectuală. Eu îl știu de mult că am fost colegi la Radio Cluj, ani de zile. Omul scrie, e poet, are legătură cu cultura. Dar eu mă întreb, dacă nu era Hunor acolo și era altul, care nu e așa, meseria niciun lui este auto. Niciun ministru român, în afară de el, nu a făcut nimic. Da, bă, ministrul culturii, mă refer. Nu-ți vine să nebunești? Că se bat cu cărămida în piept toți. Da, noi suntem români. Mândru că-s român. Bun, și atât. Am văzut că încerci să faci, de fapt ai început deja să filmezi, la Pădurea Hoia. Pădurea Hoia, pentru cine nu știe, a fost inclusă de BBC într-un top al pădurilor, cum să-i le zic eu, mare, înfricoșătoare, misterioase. Da, BBC-ul a introdus Pădurea Hoia Baciu într-un top a celor mai... misterioase, până la urmă. Hai, eu nu i-aș zice bântuite. O dăm pentru un impenibil. Eu i-aș zice cele mai misterioase păduri din lume. Și cred că e locul 2 după renumita pădure din Japonia. Unde se spânzură. Da, da. Da. Hai să urmărim un pic trailerul. E făcut cu vocile... Da, vocea la trailerul, la primul trailer, că vor fi două trailere, ăsta este primul care l-am lansat. Vocea lui Peter Baker, fost prezentator BBC. O voce extraordinară care sămulează perfect, zicem noi, astfel de documentare care abordează latura asta mai misterioasă. Și cineva de la CNN. Și în al doilea trailer va fi o voce foarte renumită pe plan mondial, în domeniul cinematografiei, trailere de film de cinematografie, de Hollywood și reclame comerciale, îl cheamă Eric Gordon, de la CNN. Da. Hai să urmărim trailerul și îl vedem. In the mythical land of Transylvania, there's only one place that challenges all your senses. Is it possible to feel trapped in an almost 300-hectare forest? Is there any supernatural activity that makes you experience some inexplicable visions? Or is it all in your tricky subconscious? Tens of legends, myths, and stories have been told about this mysterious forest. For over 50 years, scientists have been struggling to explain the strange phenomena that occur here. Skeptics say it's just in your mind. Most trees here are bended, twisted, scappy, and bizarre. This place gives you the shivers. It feels like it's alive. Ați auzit și voi? Ce s-a auzit? Niște urlete, sunete, niște urlete. You are free to convince yourself. The Hoia Baciu Forest. Truth or legend? The documentary will be released at the end of this year during the days of Saturnalia. Câțiva copaci, o pădure, 300 de hectare. Și vin oameni, îmi spuneai, de peste tot din lume, să vadă, da. Să stea noaptea acolo. Da, vin o grămadă.
chiar și anul trecut au fost colegii mei de la Hoia Baciu Project, care fac tururi ghidate în pădurea Hoia. Da, mi-au spus că mulți turiști au ajuns la Cluj cu avionul, la aeroport, s-au dat jos, s-au dus, au vizitat o noapte întreagă pădurea, locurile interesante, copacii interesanți, s-au dus înapoi la aeroport și au plecat acasă. Ăsta e turist de nișă. Acum, nu e o regulă, dar e păcat să nu pui un asemenea loc băgat în topuri mondiale și practic e un loc care e într-un circuit mondial, de fapt, și e păcat să nu aibă un produs turistic, un suvenir, așa cum orice loc din lume care se respectă, orice atracție turistică pusă pe harta mondială a atracțiilor turistice, are un suvenir. Noi am considerat oportun să realizăm acest documentar. Va fi un documentar cât se poate de realist, nu mistificat, nu cu exagerări hollywoodiene și așa mai departe. Vom reconstitui poveștea turiștilor, care ei susțin și consideră că au trăit anumite experiențe în pădure, dar vor fi și cercetători, oameni de știință, din domeniul silviculturii, botanică, geologie. Deci vom întoarce pe toate părțile pădurea Hoia Baciu în acest documentar și la urma urmei fiecare va trage o concluzie. Deci noi pornim de la punctul eu nu cred nimic, eu sunt sceptic. Așa am pornit la drumul ăsta. Da, și lumea trebuie să înțeleagă faptul că... Nu trebuie să fim acuzați că facem din documentarul ăsta un Blair Witch Project, cum am mai fost acuzat. Nu. Deci, este un proiect cultural, până la urmă. E un proiect cultural, este un proiect de promovare turistică, tocmai datorită faptului că pădurea Hoia Baciu se află în topurile internaționale a celor mai misterioase locuri. Merită făcut profesional, cu atenție, imagini frumoase, pentru că lucrăm tot anul la material, vom avea inclusiv one year time-lapse, adică trecerea timpului în 20 de secunde în câteva locuri din pădure, care va surprinde iară, iarnă, primăvară, vară, toamnă. Deci va trece frumos chiar într-o zonă unde copacii sunt interesanți. Deci chiar să va munci enorm de mult la materialul ăsta. Ce mi-ai zis tu, copacii cei răsuciți, dacă au un prosopud. E ca și cum ai luat un prosopud, l-ai răsucit și uite, așa exact e coloana. Exact așa arată, da. Exact așa, sunt fascinați. Nu vreau să vorbesc acum despre concluzii a cercetătorilor, pentru că proiectul e într-o fază incipientă. Dar pe parcurs ce vom avansa cu proiectul, bineînțeles că vom mai da și mici informații, nu vom da tot din casă, pentru că vrem să lăsăm chiar la final să fie... Mi-ai zis că o să vină inclusiv stră-stră nepotul lui Bram Stoker. Da, stră-stră nepotul lui Bram Stoker, Decker Stoker. El e și unul dintre primii donatori care ne ajută la proiect. Crede maxim în proiectul ăsta. În vară o să vină în țară, deja și-o și adunat o echipă de turiști. Am înțeles că sunt vreo 15 care îți dorniști să vină să viziteze pădurea Hoia Baciu, dar și alte locații din Transilvania, să duc și la Bran, să duc și la Sighișoara, să duc și la Biertan, să duc și la Viscri, să duc în multe locuri, dar vine pentru că va apărea și el în documentar. Eu mă gândesc, în timp ce îmi ziceai tu, unde vor să meargă... A, am uitat să zic că să duc și la, în țara Hațegului, la Colț. La cetatea că Colț. Este castelul din Carpați, e o chestie interesantă, așa... Știi ce nu înțeleg eu? Ca să faci toate nebuniile astea, să o faci digerabilă istoria asta, să te poți plimba efectiv cu familia, într-un weekend, unde mergem? La cetatea Colț, de acolo venim la Parcul Dinozaurilor, da, poate trecem și la culele Oltenești, poate facem un ocol prin Secuime, pe unde și-o lua prințul Charles. Nu ai nevoie de mulți bani. Bani pe fonduri europene sunt de nu-i putem duce. Și se dovedește că nu-i putem duce, că pierdem zeci de miliarde de euro la fiecare exercițiu financiar.
Păi tată, din banii ăștia poți să faci din România bijuterie. Poți să te duci în delta să simți că tu, de fapt, noi asta nu înțelegem. Noi avem impresia că turiștii care vin din lumea civilizată la noi îs la fel ca unii de la noi care pleacă la, nu știu, pe costele turcești sau în Bulgaria. De ce? Dom'le, am mers și am mâncat că era gratis. Am plătit acolo și am mâncat tătă ziua. Nu, ei vin să cumpere câte ceva din atmosfera unor locuri despre care au citit. Și Transilvania, că ne place, că nu ne place, este cea mai cunoscută regiune de pe glob. Au avut grijă Hollywood-ul, Bram Stoker, dă-i ar Dumnezeu sănătate acolo unde e în paradis, să ne facă cunoscuți. Exact. Știi de Transilvania și dacă mergi în Africa de Sud și dacă mergi peste tot. Că vampirii și-au făcut treaba. Eu, de exemplu, când am fost în America, lumea știa de Ceaușescu, Nadia Comăneci, Hagi, Dracula. Da. Și ca o paranteză, o glumă, un coleg de serviciu în Virginia, eram lângă DC cu serviciu și mă întreba, zice, mă, dar la voi acolo în Transilvania, voi îl știți pe Dracula? Zic, cum să nu, mă, dar la mine s-a se plimbă pe stradă, mă, toată seara umblă în sat, pe drum, da. Poți să fii serios? Zic, da, mă, poți să fii să-l da, da. Poți să faci minuni, pentru că oamenii vor să cumpere câte ceva din atmosfera locului. Exact. Vor să cumpere din atmosfera din Delta. Ei știu de Ivan Pațaichin. Da, a fost omul total al canotajului românesc. Vor să cumpere câte ceva din tot ce au auzit despre Transilvania. Vor să cumpere și pe bani buni. Pe bani buni, că noi nu înțelegem că turismul e așa un element atâta și orizontal. Contează. Exact. Nu? Mănânci, te cazezi, cumperi, dregi. Ai Moldova, care și ea poate fi fascinantă, numai că atunci când tu lași casa lui Alexandrin Paragină, casa lui Enescu în Paragină, casele tuturor în Paragină, atunci ai o problemă. Uite la București. Poate să fie un oraș în care să te simți bine. Cu o condiție. Noi mai gândește-te și la faza asta că la un kilometru distanță de locul unde ții festivalul Enescu și tăți vin la televizor să dea marcă fac festivalul Enescu, la un kilometru de locul ăla ai casa lui Enescu care se dărâmă. Exact. Păi despre ce vorbim? Asta nu-i turism. Dar trebuie asta să ducă pătăți acolo și să le arate. Uitați, asta este casa lui Enescu. Nu, pentru eu care voi ați veni la festival. Uitați cum arată. Felicitări. Nu, simplu. Uite, îți dau un exemplu. Am fost în Arieșeni, aici sus la noi, în Apuseni, la moții noștri, și am stat cazat la un prieten foarte bun, la o pensiune în Gârda de Sus, și avea cazați încă 6 turiști nemți. Turiștii ăștia inițial vreau să stea în Arieșeni, Vârtop, zona unde e și pârtia de schi. Ei, oamenii au plecat de acolo pentru că ei au spus că arhitectura zonii nu se încadrează sub nicio formă tipicului Apusenilor, deci clădiri care mai de care mai chicioase, portocalii, roșii, galbine, verzi, mov, plus gunoaie, cât cuprinde. Ei, ori venit în Gârda de Sus, care este o localitate foarte bine gospodărită de administrație locală, felicitări maxime pentru oamenii. Eu am stat acolo, am luat acolo 4 ani la filmări și s-au cazat de la omul ăsta acasă, ori mâncat brânză, ori mâncat slănină, ori mâncat o băută afinată, deci, lor le trebuie natural, frate. Nu le trebuie chiciuri. Străinul când vine în România nu caută ce are el mega lux, că el are lux. Pizza și spaghetti. Luxuri sunt. Și noi avem hoteluri de 5 stele și mai departe. Din păcate, multe servicii extrem, extrem de proaste. Noi căutăm să buzunărim străinul. Că e turist din America, lasă că... Asta are bani. Am la cazare preț de 20 de euro. Ăsta e eu 35. Dar vezi că și nici... Legile la noi sunt făcute de parcă ăla care vrea să investească în turismul ăsta rural, turismul ăsta de orizontală, de sănătate și de cultural, legile sunt făcute de parcă infractor. Eu am mers în Polonia. Polonezii au din Cracovia în sus, dacă te uiți pe hartă în dreapta, mlaștin, tată. Sunt 4.000 de lacuri și lăcușoare și mlaștin și de-ai semeană.
Păi în momentul în care zona aia s-a dovedit a fi cu un potențial imens, da, și cu un handicap imens, că era mai săracă, a venit guvernul și o zis, băieți, facem legi noi. Tovarășul țăran, ce știi tu să faci de mâncare? Păi, doamne, nu știu, că voi mă obligați să fac spaghetti, pizza, chateaubriand și prostiile care-s la restaurantele voastre. Nu, schimbăm legea. Este agricultura cu risc asumat. Ce faci tu și îți place ție foarte mult din afumătoare? Domnule, cârnați. Știu să fac un cârnaț senzațional, tăiat din bardă, fără prostiile procesate din magazin. Ok, vinde-l. Ce mai știi să faci? Nevasta ce face? Domnule, când vrea nevastă mea să mă giugiulească, îmi face o rață și o varză de acolo de nebunești. Păi vreau să spun că nu din sat în sat, de la casă la casă, de la pensiune la pensiune, 3, 4, 5 camere, nu mai mult. Diferă rețeta acelei verze senzaționale din Polonia. Și mă uitam la ei și nu înțelegeam cum. Ăia în 5 ani de zile și-au revenit. Lumea încă mai mare, nu știu pe unde, să viziteze Berlinul, Parisul, Londra, chestiile astea. Sunt o grămadă de turiști care vin din partea aia altă să meargă în Polonia. De ce? Pentru că le vinzi un stil de viață. Eu țin minte, eram la un moment dat plecând din Carlo Vivari către Berlin. Noapte, chestii, am trecut cumva granița după ce am dat la 30 de euro, că n-am scăpat de el, de la vamă, neamț. Așa? Și nu era Schengen atunci, din Cehia, și mă cazez în Brandenburg, un land sărăcuț. În jurul Berlinului, zonă minieră, vai de capul lor. Vreau să spun că, dacă vrei să dormi în fân, vrei să dormi în fân, era 15 euro. Dacă participai la făcutul mesei, mămăligă cu nu știu ce, un fel de guiaj de-a lor, așa, era 25 de euro. Bine, și mâncai de acolo. Dacă mergeai în pădure să aduci lemne și conduceai tu calul, aia era distracția maximă, era 50 de euro și aia. La străini asta le trebuie. Asta le trebuie. Și vreau să spun că le-am găsit loc pentru că era plin de englezi, tipi, super, super sus, pe scara socială, care și-au făcut sără rezervările de nu știu când. Și am prins o chestie, am prins și un loc acolo, în casă, în casa țăranului, pentru că cineva nu a mai putut să vină din chestii medicale. Și eu zic, domnule, sun și dacă îmi spune că nu mai vine, e ok. Dacă nu aterizat la Berlin, te cazezi pe dumneata, dacă nu, ți-i continua drumul. Chiar vedem imagini acum de la Rimetea. Păi tă, avem câteva comune cu super mega succes în turism rural. Păi, Rimetea are 6 de locuitori și 30 de pensiuni. O pensiune la 20 de locuitori. Da. Și plină. De ce să poate? Și lângă mai ai niște comunele. Mai ai Colțeștiu. Da, Colțeștiu. Da, aparține da, Rimetea ca și comună. Bun, avem Sâncraiul lângă Huiedin. Care da? E plin. O zonă etnografică extraordinară. Țara Călatelor. Colotosegu. Colotosegu. Exact, Țara Călatei, cu renumitele biserici, le putem zice medievale, că sunt medievale, construite între secolul 15-13, cu tavan casetat, superbe. Da, și sunt turiști zona, zona etnografică Țara Călatei este cunoscută în special de turiștii maghiari. Da, acum, eu am pus și la mine o să sune urât, dar și Rimetea care ne place nouă, asta pe care o vedeți acum, arată așa pentru că sectorul 5 din Budapesta, de zeci de ani, 15-20 de ani, dă bani. Din partea mea, bravo lor. Cu deci condiția să nu te apuci de pus termopane, să păstrezi atmosfera. Uite, Sâncraiul, lângă Huiedin, că ziceam mai devreme, Sâncraiul. Păi Sâncraiul, tot a doua acasă, e pensiune. Poți să lingi zahăr din comuna aia. Deci oamenii ăia înțeleg ce înseamnă turism rural. Ei ori înțeles ce înseamnă să faci turism rural. Din păcate am astea două exemple. Care sunt concetățeni în frazia noștri maghiari. Ei ori înțeles ce înseamnă să faci turism rural. Da, da, bun, noi când înțelegem? Asta e mărișelul avem românesc. Într-adevăr, cum am zis mai devreme, uite. Comuna Moțască, Gârda e sus, care în sfârșit o înțeles ce înseamnă să faci turism rural. Bravo și lor. Uite Mărișelul, uite cum îți rupi, uite acum vezi la televizor, cum îți rupi planetana în gropile astea. Și o zonă incomparabil mai frumoasă și decât Rimetea și decât Sâncraiul. Este. Numai că la noi... Este. Na, Mărișel, Mărgău, avem o grămadă de zone în Apuseni care sunt fantastice. Fantastice. Da. Eu tot nu înțeleg. Eu sunt mai tântălău. Eu sunt filolog, facultate de citit. Eu nu înțeleg
Bă, când ajungi ministru acolo, se presupune că ai ce mânca. Nu mai ajungi ministru că ți-ai cârpit pantalonii și ți-ai pus flecuri la pantof. Se presupune că ai o susținere a partidului care spune, domnule, partidul ai ideea asta, noi te susținem, că mi-are pe politică, uite, facem în buget să ai asta. Bă, și când ajung acolo, dacă ajunge profesor, prima dată era de pe profesori. Dacă ajunge medic, prima dată era de pe medici. Dacă ajunge tâmplar, prima dată era de tâmplarii. Parcă e un blestem de ăsta tâmpit în care să nu reziste nimic în țara asta. Bă, bă, ai în România 27 de comunități etnice. Cât avea Europa până a intrat și Croația în Uniunea Europeană, 27 de culturi. Păi tu ești Europa miniatură, mâncut sufletul. Tu ar trebui să nici n-a pus să închizi ușa la casă și să-ți bată turismul. Bună ziua, mai aveți Zimmerfrei, mai aveți camere libere. Păi tă, știm, toți știm renumitele serii Wild Carpathia. Da. Da? Bun. Din câte am înțeles, un episod a fost... producția la un episod a fost plătită, sau la două, parcă nu, cred că la unul, a fost plătită de ministerul nostru. Da. Turismul și... Și acum am văzut campanie pe Indiegogo că să chinuie oamenii să adune fonduri să facă al cincilea episod, parcă, cred că e la al cincilea sau al patrulea, nici nu mai știu exact, să adune fonduri ca să vină din nou să facă Wild Carpathia în România. Că România nu mai dă bani. Episodul ăla a avut mega succes. Sprijină-l în continuare. De ce ai plătit numai unul? De ce? Ca să-ți arăți tu, vai de mine, ce frumos. Pe venea probabil campania electorală. Că, așa. Și acum oamenii aia să chinuie să adune fonduri pe Indiegogo și pe nu știu ce site-uri de crowdfunding ca să vină la tine în România să te promoveze mai departe. Că noi nu știm. Noi suntem niște proști. Da, asta e. Dar tu ai văzut ce s-a întâmplat la Târgu Jiu? O bătut aia cuie în poarta sărutului. Ai văzut cu ele? O bătut nu le-am cuie văzut, nici nu știu de asta. Și îmi scrie cineva, domnule, omul, arhitectul care o arătat administrației locale, vă spărați, sunt cuie acolo, e poarta sărutului, brâncuș mânc cu sufletul. Și vă tăvăliți pe jos când zic francezii sau ăia din toată lumea, brancuzi. Vedeți că sunt cuie acolo. Vă știi care a fost răspunsul administrației locale? Te-am suspendat, măi, arhitectule. De ce ai zis? Bă, suntem demenți. Eu cred că noi suntem. Eu nu pot decât să râd la faza asta. Ce să fac altceva? Deși ar trebui să plâng. Că mie să plâng zilnic când văd ce se întâmplă, dar... Asta e. Pe oriunde mergi. Am mers la un moment dat la Sighișoara. Doamne, hai să mergem la Sighișoara să mâncăm o fasole în pită. Mă duc la Sighișoara. Pe drum vedem Castelul Haller. Din Ogra, o comună care turistic nu spune nimic. Întâmplător îl cunosc. Da, când am intrat acolo, m-am crucit. Impecabil făcut, da. Exact ca în Austria, stilul ăla de servire. Dar servirea nu... N-am mâncă ciorbă sau mâncă micul dejun. Prima dată să facem un tur al castelului. Uitați, asta a fost salvată de... Pictura asta mare a fost salvată de popa din sat la colectivizare care a tăiat pânza și a adus-o după 90. Mobila asta a păstrat nu știu care țăran român sau ungur din sat și o adus-o după aia. Deci tot satul a participat la... Castelul Haller din Ogra, într-adevăr, este un exemplu, da. Nu știam că-l prezentați și pe ăsta. Este un exemplu de succes, într-adevăr, de restaurare a unui monument istoric. Deși ori a avut și ei o grămadă de probleme, eu cunosc istoria destul de bine. Am vorbit și cu oamenii de acolo. Îl cunosc și pe Jolt, care... Să trage din aceeași comună cu mine din Salaj, e fiul preotului din Petrindu, care la Petrindu există una dintre cele mai vechi biserici de piatră din Transilvania. Nu știu câtă lume știe. Secol XIII, bineînțeles, aparține tot de Țara Călatei, ținută etnografică, care vorbeam mai devreme. Dar ăsta este un exemplu, eu aș zice, foarte bun. Inclusiv gastronomie, inclusiv două mare pe restaurare... Deci tot ce vrei. Acum, din câte știu, are și centru spa. Da, au făcut... La început le-a fost greu, nu prea au venit turiști, într-adevăr, dar... Dar acum e plin. I-am ajutat mult cu promovarea și chiar se mișcă foarte bine acum.
De-abia găsești locuri și prețurile nu sunt cele mai mici de pe piață. Nu sunt cele mai mici, dar nu sunt nici cele mai mari, având în vedere că ai ocazia să dormi într-o reședință nobiliară de 400 de ani. Hai să fim serioși. Păi asta e. Când hai noi, să fim noi dacă am avea un pic de deșteptăciune și cumulată cu un pic de bună credință, noi am face de peste tot din țara asta niște rezidențe în care tu ce faci de fapt? De dormit. Pui cornul în pernă și la revedere până dimineață. Tu de fapt guști din atmosfera. Am văzut dormitoarele. Tată, chiar te simți, și eu în apartamentul ăla, chiar te simți un lord acolo. Exact. Mă gândesc, eu tot am chestia asta cu culele oltenești, cu casele din Gorj, care sunt fascinante, cu târnațurile alea, cu nebunile. Culele de la Măldărești, am fost, le-am filmat și eu, le-am văzut, sunt superbe. Să stai acolo, e ca și cum ai locui într-un fotoliu și pe fotoliu scrie istorie. Acolo iar e un traseu pe Oltenia subcarpatică care este extraordinară. Mie îmi place foarte mult. E zona de Horezu, Măldărești, Costești, unde a fost bătălia cu minerii și așa mai departe, Muzeul Trovanților, sunt cele două mănăstiri, Bistrița și cu... am un lapsus acum, nu scapă aia la altă. Poți să faci minuni. Dă-mi o culă oltenească dacă găsești. Mie îmi plac... Cula Greceanu și nu mai știu, trei, parcă două acolo sau trei la Măldărești. Dar mai sunt încă vreo 200 care sunt făcute praf. Păi, tată, decât să-mi cumperi panseluțe sau crizanteme ce-o cumpărat ăla din București, de la un ce sector, cu 70 de euro firul, decât să-mi dai la nu știu ce echipă de fotbal din Liga 3 a 21 de miliarde de euro, de lei vechi. Bă, poți să vii așa, băieți, de mâine, împreună cu autorități regionale, autorități locale, Ministerul Culturii și al Turismului, ne punem toți la masa asta. Băiete, tu cât ai în sat? Eu am un castel... Tu ce ai? Eu n-am, dar are ăla din satul vecin, nu știu ce. Tu ăla din Moldova ce ai? Casa lui Alexandrie. Tu ăla de acolo. Ok. Băieți, facem calendarul, indiferent cine vine la guvernare, poate să vină și Tom și Jerry la guvernare. Asta e o culă de succes. Asta cred că e una dintre cele două cule de la Măldărești, dacă nu mă înșel. Da. Gândește că mergi de la Măldărești. E altceva. Picură istoria pe ea. Și te duci frumos, faci un program de ăsta pe mai mulți ani și ce faci? Astea două sunt vizitabile, știu că eu am fost și au program de vizitare. Cele două. Și-o mai făcut Isărescu aia de la vie. Dar tu gândește că în toată nebunia asta, după ce ai făcut toată chestia asta, o rotunjești cu Ministerul Educației și începi, trebuie să ieșim, da, la școala altfel, la săptămână altfel din școală, la revedere cu du-te la film sau ies tableta la școală, du-te că toată lumea ar da 100 de lei pentru excursie la copii să facă de la Cluj la Vâlcea sau de la Vâlcea la Sibiu sau de la Iași la Bucovina sau din Bucovina până nu știu unde. Și încet, încet ce faci? Pui oasele la loc, tată, că nu vezi că n-avem nimic. Parcă suntem demenți. După ce distrugem tăți, o să ne dăm fustele peste cap și o să fim piranda Europa. Tu l-ai, Doamne, că ne-a luat oculta mondială. E păcat că promovăm manilismul, promovăm prostia și așa mai departe. Păcat că nu mai avem timpul necesar, că ar fi multe povestit. Nu să mai de zile zilnic. Mai să mai da, bă, mâine sper să ne trezim odată. Nu te fi serios, de când ne-au pus ăștia imnul cu Deșteaptă-te Române, toată lumea sfore. V-am pupilizat să nu mai agura pe dinainte, că iară zboră în aia tot ministerele SIO. Bac!